Mihai Teja a plecat de la FC Botoșani. Anunțul a fost făcut astăzi la o conferință de presă organizată la sediul clubului. Sosit în locul lui Croitoru, plecat de la FC Botoșani în vara acestui an, Mihai Teja nu a reușit să obțină rezultatele dorite de clubul patronat de Valeriu Iftime. Drept urmare, tehnicianul a părăsit formația botoșăneană pe care o lasă pe locul 12 în Liga 1 după 16 meciuri. Este un moment greu pentru că am avut aproape 5 luni, 6 luni de zile împreună cu conducerea, cu jucătorii, cu dumneavoastră și chiar m-am simțit foarte bine, dar am decis lucrul acesta după meciul din cupă, de la Mioveni. Îmi doream foarte mult, unul din obiectivele mele personale, cel puțin nu impuse de club, pentru că n-am avut un obiectiv impus, ci au fost obiectivele mele personale și unul dintre ele a fost cupa. M-a deranjat foarte mult după meciul de la Mioveni că am pierdut și nu mai avem șanse. Îmi doream extrem de mult să câștigăm acel meci, îmi doream extrem de mult să mergem pe cele două fronturi, pentru că dacă, de exemplu, din cupă nu mai avem șanse. Deja a mai spus că se gândea la demisie de ceva timp. După meciul cu Chindia chiar am vrut să plec. A fost prima reacție în care am vrut să plec, până atunci nu, am avut încredere și am încredere totală și în băieți, pentru că s-au antrenat bine, au dat tot ce au avut mai bun, am mai auzit foarte multe lucruri, că nu au alergat sau că n-au fost implicați, nu e adevărat, tot timpul au dat la fiecare meci și mai bine ca mine, nu cred că simte nimeni de lângă teren, au fost implicați în toate meciurile și au dorit, au fost și câteva momente cheie, câteva momente dificile în care foarte puțin a făcut ca să nu avem rezultatele pe care mi le doream. Sincer, cu 5-6 puncte meritate din toate punctele de vedere, în plus, cred că eram pe un alt loc, cred că eram deja în play-off, pe un loc de play-off, dacă stau să mă gândesc bine la golurile care le-am luat în minutul 84, în minutul 93, în minutul 93. De asemenea, mai spune acesta. Din punctul meu de vedere, am dat tot ce am avut mai bun. Am încercat să refacem lucrurile foarte repede, într-un timp scurt, să vindem și jucători, să intrăm și în play-off, să câștigăm și cupa, să împlinim toate obiectivele acestea de performanță, care nu sunt ușor de la o echipă de fotbal, nu sunt ușor de îndeplinit, mai ales că și noi avem un buget în care nu putem să aruncăm cu banii și să luăm cei mai buni jucători. Era simplu să poți să iei cei mai buni jucători, îl vreau pe ăla, pe ăla, pe X, pe Y, pe Z, facem o echipă, dăm drumul, antrenăm și vom fi pe primul loc sau atunci, dacă nu intru în play-off, atunci pot să fiu tras la răspundere. Reprezentanții clubului i-au mulțumit la plecare. Eu ceea ce pot să spun este că rezilierea aceasta unilaterală a contractului de activitate sportivă a domnului antrenor deja demonstrează onestitate, capacitate de asumare a responsabilităților. Ce să zic? Îi mulțumesc din toată inima pentru atmosfera extrem de civilizată și echilibrată asigurată pe durata acestui mandat la echipă. Vă doresc succes pe mai departe. Mulțumesc. Sănătate, în primul rând. Mulțumesc. Nu este ușor nici pentru dumneavoastră. Da, vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră, pentru mine, încă o dată spun, onoarea și demnitatea înseamnă mai mult decât orice, mai mult decât fotbal. Omenia, cred că este mai importantă decât orice în viață. Mersi. Mersi. Hey. La revedere! La Botoșani, Mihai Teja a înregistrat 5 victorii, 6 egaluri și 6 înfrângeri. Teja va fi înlocuit de secundul Alin Bejan. Acesta va sta pe bancă la meciul cu Hermannstadt programat luni de la ora 21.